Și altă provocare pentru finanțele publice este, cum a menționat și Adrian la început, deservirea datoriei interne. Ratele medii ponderate la VMS-uri în anul au fost în mediu 20%, anul ăsta noi estimăm ca să fie deja 22-23% pe an și doar la VMS Ministerul Finanțelor trebuie să cheltuie anul acesta 1 miliard de lei pentru deservirea datoriei interne. Cunoaștem deja că este un memorandum între Banca Națională și Ministerul Finanțelor cu 5%, însă problema constă, nu știm cine și cum să cumpere aceste VMS-uri la 5%, când rata de dobândă este de câteva ori mai mare pe piața internă. Chiar și în mod teoretic, dacă să fie chiar și 5%, deservirea datoriei interne anul acesta poate să ajungă la 2 miliarde de lei. Și altă